Vedem în continuare care este ritualul sacru pe care Ozana Barabancea îl respectă cu sfințenie. Se iau câteva bobițe de tămâie, o căpățână de usturoi și, cel mai important, o crenguță de busuioc și se bagă, în primul rând, în sutien, spune artista. De ce face celebra jurată asta zi de zi și ce alte superstiții mai are, aflați chiar acum. Cum te trezești tu dimineața și îți faci planurile? Că uite, azi trebuie să merg la operă, mâine la, mai târziu un Dacă pic la... Dacă te arăți am un sutien, o să reșini. Eu cred că leșină toată lumea. Asta, n-am să-ți arăt, dar am să-ți spun. Băgați bine Premieră. La cap ce vă spun, stați, da? Stați. Aici am un cățel de usturoi. Aici am busuioc, tămâie și târnoseală. Deci e pe bune ce ne spui? Da. În fiecare dimineață? În fiecare zi. În fiecare zi. Usturoi. Așa. Bine, nu este de cojit, e clar că ar, ar însemna să put usturoi din prima secundă. Nimic nu se simte. Da. Zic. Iar aici am busuioc. Chit că este uscat. Și mai am ceva, acum nu am, dar de obicei îmi pun o petală de floare. Că e trandafir, că e crin, că e ok, acum te rog eu mult. Dar sunt persoana care nu cunoaște. Poftim? Spune-mi de ce și pentru ce. Mi-am pus busuioc în păr mai... Să-i placă lui, iubitul lui, să fiu frumoasă, năbădăioasă. Nu mai știu versurile mai departe, dar te-ai prins. Versurile acestui cântec spune de ce să-ți pui busuiocul acolo, acolo, acolo și când. Am învățat acest mic secret, de fapt nu este secret, că este la îndemâna oricui, și am început să-mi pun busuioc peste tot, dar în primul rând în sutien. De cât timp? De vreo 5 ani. De vreo 5 ani? Wow. Usturoiul... Îl pun de vreo 3 săptămâni. A, e nou. E nou. Poți să ne spui de ce? Și de ce e acolo? De ce păi pentru că trebuie să fie pe piele. Am înțeles. Okay. Și nu pot să mi-l pun în ciorap sau în lenjeria. Da? Deci mi-l pun undeva unde poate să atingă pielea. Simți totuși că, nu știu, s-au schimbat anumite lucruri de când tu crezi în aceste Nu, eu lucruri? Nu cred. Astea sunt superstiții. Sunt superstiții, asta e clar. Dar eu folosesc foarte mult și uleiile esențiale. Îmi pun foarte des ulei esențial în creștetul capului, cu rugăciune, evident, da. Că fără rugăciune nu se poate. Și da, uite, mă dar simt foarte bine. Dar să fii pe grabă și să uiți și să simți tu, da, uite, că nu mi-a mers. Plan. Nu-mi zic că te-ai întors înapoi acasă. Nu-mi zic că te-ai întors înapoi acasă să ți le pui. Nu, nu, dar tot timpul am în mașină busuioc. Care a fost cel mai pe față lucru care ți s-a întâmplat în momentul în care tu pur și simplu ai crezut? Ai știut... În primul rând, eu cred în puterea rugăciunii. Asta e clar. Alaltă dimineață m-am dus la biserică, pentru că n-am putut să fiu la slujbă, dar am dat un acatist și o liturghie. Am cerut binecuvântare și pentru mine și pentru Gloria. Am rugat pe preotul meu duhovnic să se roage, pentru că am avut o problemă care putea fi rezolvată doar prin har. Și așa a fost. Rugăciunea face minuni, nu magie. Minunile sunt de la Dumnezeu. Magia e din altă parte.